La data de 2 iunie 2021, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat noi acțiuni preventiv-reactive, care au avut ca scop verificarea modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă în vederea limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2, acționând în zonele aglomerate, centre și societăți comerciale, piețe, precum și în stațiile și mijloacele de transport în comun pe raza județului Brașov. Activitățile de verificare sunt adaptate permanent în funcție de datele transmise de către Direcția de Sănătate Publică Brașov în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2. Pe parcursul desfășurării activităților, polițiștii brașoveni au intensificat activitățile informativ-preventive pentru conștientizarea cetățenilor cu privire la riscul la care se expun dacă nu sunt respectate măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică și au continuat activitățile de relaționare cu organizatorii de evenimente publice sau private de pe raza de competență în vederea transmiterii recomandărilor cu privire la respectarea măsurilor impuse pe timpul stării de alertă. Ieri, 2 iunie, polițiștii brașoveni au verificat aproximativ 330 de locații, 42 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate cu privire la respectarea măsurilor impuse în perioada stării de alertă și 65 de mijloace de transport persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 2500 de lei. De asemenea, polițiștii brașoveni au verificat aproximativ 675 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare. Sănătatea și siguranța cetățenilor sunt prioritare tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, astfel că forțele de ordine vor desfășura permanent în această perioadă activități de verificare și instruire cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă pentru a proteja cetățenii și pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2.